nu se asumă. Cum se atârnă față de tine, știi? Da. Nimic, Cosmin. Asta-i viața. Asta-i viața. Ce-ai făcut, Cosmin, astăzi? Mai tin că am depresie. Nu știu de ce, da. Toată viața mea am ascultat muzică de asta tristă. Și tot de ce sufăr. Toată viața am sperit. După părerea cuiva că ascult mă muzică de asta. Da, sufăr din dragoste, Ștefan, că n-am pe cineva. Dar să mă iubească adevărat. Ei, și ei, Ștefan. Când te uiți la prea multe filme melodrame și la prea multe din astea, știi, îți faci și o viziune. Da, Madalina. Dar pe eu odată de mult când mă întâlnem cu un băiet, am tot așa, nu știu ce avem noi acolo, ne sfădiem, nu știu ce. Și el ne-a zis odată că tu, la prea multe melodrame te-ai uitat. Tu vrei iubire ca în film. Dar nu te și se arată acolo, tot e adevărat. Așteptări mari, da. Ei, așteptări mari. Dacă Arhadi m-a iubit. Dacă gândești așa, mai gândi, mai iubi, așa e Arhadi. De când, de mâine? Sau de azi? De când m-a iubit? Haide, luni! Dacă cred în dragoste... De azi, de azi. Nu știu ce să zic. Poate și există acolo într-un colțușor. Mintitier undeva. Dar nu la tăți. Dragoste e raritet. Ceva rar. Bună seara! Mulțumesc, Ștefan. Nu te văd convins. Și mai de mult. Ok, poți să îndrăgostești de persoană, dar nu poți să iubești. De cum o vezi. Trebuie să stai, să cunoști o perioadă, să stai cu ea o perioadă, ca să înțelegi că tu iubești persoana aia. Arcadie, n-ai cum să iubești așa. Da,
hai să iei. Voi tăți mă iubiți. Dar mă iubiți numai cu vorbe. Ei, Mihai, de unde știi că eu sunt bună? Nu mai cred în cuvinte. Mai ales de când am intrat pe TikTok. Aici pe TikTok nu există o Z. Nu există o Z. Și nu vine cineva să-mi zic să-mi zic ceva. Mă iubești, dragoste, dragostea lui. Nu știu, cu atât complimentele de pe lume. Dacă n-am mai auzit eu complimente, iconița mea cea sfântă. Nu știu, ne-am mai zis că nu mai țin minte. Niște complimente. Te dau jos. Crezi tu, Arcadie? Lumea iubește cu ochii, dar nu cu inima, jal. Un bărbat poate da. Un bărbat poate da. O femeie nu iubește cu ochii. Nici acum. Câte femei frumoase sunt lângă bărbați care nu sunt așa de frumoși. În general, să zici că bărbatul nu ar trebui să fie frumos. El ar trebui să aibă alte calități. Bună, bună, bună. Dar nu-i vorba, Cătălină, în bani. E vorba în... Ok, el dacă e... E deștept, e descurcăreț, e, nu știu, are foarte, foarte multe calități. Normal ca să ai bani. Asta e rezultatul. Dacă să ai bani, trebuie să fii cumva. Înțelegi? Și mai ales bani de durată. Adică, nu știu cum să explic. Știi, Arcadie, degeaba un om e frumos pe interior dacă nu stă nimeni să te descopere și să afli și ai tu în interior. E ca cum e pe TikTok. Fiecare dă așa în jos și dacă îi place cum arăți sau asta, el stă la tine. Dacă nu îi place, el se duce. El nu stă la fiecare să vadă ce are în interior. N-ai cum. Asta mai greu afli. Popa, mulțumesc frumos! Ia stai și-o scris pe tine. Hai să vedem și știi și tu ce-i zic. Și este Cătălina. Clar că văd.